Vă salut! În primul rând, pregătiți-vă să auziți cocoșul de 20 de ori cântând. Așa. Roi. Hai să mai deschidem roi să vedem ce se întâmplă cu ei. Știți că la unii roi am avut probleme cu puietul mai pestriț și le-am dat pădratul. Ia uite aici. Credeți că mie îmi convine să dau banii mereu cu așa ceva? Uite. Uite atât. Uite atât. Uite. Uite. Pline, da? Poftim. Deci arată nerealitatea. Gata, a venit. A răspuns. Arată nerealitatea. Păi asta e realitatea ce vă arăt eu acum. Le pun turte superproteice de la Dulcofruct. Aici acasă mai deloc n-adună polen, foarte rar vine câte două bobițe așa. Eu le-am făcut înainte să dau comanda asta la Dulcofruct. Le-am făcut niște turtele din api polen substitut. Tot din ăla de la Dulcofruct. Știți, la găleat. Dacă nu l-am terminat, zic hai să... Nu l-am terminat, adică în primăvară. Hai să fac și eu niște turtele, dar dacă mănâncă. Am făcut cam tare. Am zis să nu curgă. De câte ori a cântat, numărați voi să-mi spuneți și mie la urmă. Hai să vedem cum mai arată roii. Deci ăștia sunt de la Cristi. Ce fac eu cu turta asta aici? Hei, gata, ați mâncat destul, hai. Pauză. Desfac pentru filmare, că nu i-aș fi desfăcut, da. Ia, stai. De câte ori a cântat? Să nu mereți cineva să-mi spună și mie. Așa. 2, 4, 6 rame, mă? Hai, mă, să vedem ce mai fac lui ăștia. Le merge bine sau le merge rău? Vă dați seama că dacă am dat cu praf din ăla, le-am dat la toți. Nu mai dau, dacă am văzut la unul puietul mai pestriț sau la doi, le dau la toți. Deci, aici a băgat ceva polen și coronița de miere, de hrană de iarnă. Bun, asta e o ramă. A doua ramă. A eclozat puietul. Și vreau să vedeți puietul de aproape. Hai să încercăm așa să dăm ea. Oare se vede? Nu știu dacă se vede. Deci este puiel arvar. Frumos, compact, așa. Treaba bună. Aici puietul căpăcit. O frumusețe. Deci ăștia sunt roi de la Cristi, că pe ceilalți nu mai pot să-i filmez. Uite. Deci arătăm realitatea, da? Asta este. Ia să vedem. Asta e o ramă goală care am băgat-o eu. A ouat aici, dar uite, foarte puțin. Știți cât a ouat? Uite atâtică. Restul și-a băgat hrana acolo. Doar în centru, așa. N-a vrut mai mult. Gata cu puietul, începe și îl reduce. Aici puiet căpăcit, aici puiet căpăcit. Observați că mâncare are, din cauza asta nu pot să le dau hrană prea multă. Uite, aici ai eclozat puietul și nu mai bagă puiet. Aici mai e ceva. Nu prea l-aș mai da sirop, că blochează cuibul de tot. Le dau mai de puțin așa. Uite, le dau turta asta, deja o jumătate de kilogram. Uite așa. Bun. Dar totuși, preventiv, cum era proverbul ăla, că dacă te frigi cu ciorbă,
sufli și în iaurt. Deci puietul vi l-am arătat, e compact, e frumos, da? Eu le dau cu pudră din asta. Am ajuns să-mi fie frică de puietul văros. Am văzut eu să ia foarte rapid, să ia, nu, că să ia cu dalta, cu ce să ia, să ia, bă. Deci, vă spun ce am observat cu pudra asta, cu codraton. Când îți apare o singură bobiță de puiet văros, sau dacă vezi puietul mai pestris puțin, și ai dat cu de-asta, l-ai stopat. Dacă apucă să extinde și scoate la urdiniș puiet văros și așa, nu prea-l mai stăpânești. Nu mai, muncești în zadar. Așa că am zis, cât costă mă un de la vreo 50 de lei. Am luat câteva și zic, le dau preventiv să nu mai văd puiet văros, că mă doare cap. Mă doare capul cât am muncit acum un an. Așa. Am văzut că arăta și Nailie un stup cu puiet văros. Încet, încet, începe și mai postează și alții. Așa. 2, 4, 6, 7 rame, ia să vedem ce se întâmplă aici. Am reglat aici. Așa. Deci eu vă arăt că puietul e compact și e sănătos și totuși le dau preventiv. Așa m-am gândit eu acum. Că fac bine, că nu fac. Asta e, așa am decis eu. Deci, aici și-a băgat hrană și puțin polen, hrană de iarnă. Bun. Ia uite puiețele aici. Cristi, trei țar familia, uite aici. Cristi și Nicolae. Da? Uite-l tată. E sănătos? Vă place? Uite. Arătăm realitatea, tată. Asta este. M-am hotărât să merg doar pe regine negre. Carpatine selecționate. Uite, nu e agresivă să zici că, bă, sare și te înțeapă și te... Uite, aici e clozat. E ca o oadă nou. Eu nu mai văd acolo dacă e o oadă. Ia. A băgat și polen. Așa. Nu știu, de obicei perioada asta, început de august, începe și bagă polen în mijlocul ramelor așa. Uite, asta i-am pus-o la ouată. Gata, mai, regina aici și uite, e ouată aici, porțiunea asta e larvar. Mamă, ia să o scap. Cred că o să se vadă. Pui larvar frumos. Și pe partea asta. Bravo. Așa. Ia să vedem, și asta a fost băgată la ouată. Uite, a început să depună și aici larvar, căpăcește acum, uite aici e căpăcit. Bun, nu mai, deja pe rame albe nu prea mai vrea să o gata. Aici din nou niște puiet căpăcit, aici mai puțin. Ultima ramă, și aici puțin puiet, și aici puțin puiet. Deci, nu se mai extinde cuibul, fiindcă el de aici încolo o să scadă în populație. Ce credeți, că asta iernează în 2, 4, 6, 7 rame? Nu. Dacă rămâne de 4. Așa. Pentru că aici acasă am avut problemă la vreo 2. Eu am zis să le dau la toți așa. Rău nu le face, deci dacă există totuși ciupercă asta, microbul ăsta, da?
îl stopează imediat codratorul. Repet, dacă apucă de s-a instalat boala cu cuietul văros, greu să mai scapă de. Foarte greu. Foarte greu. Eu m-am săturat de așa ceva, nu? Ce am pățit eu acum un an. Și am zis, bă, merg mai bine pe prevenție. Uitați că știți ce am făcut? Este mai slăbuți. Am zis să le pun și tratament și am uitat să-l iau. Da, vă rog stopul. Este mai slăbuț, că l-am făcut cu albină puțin. Adică s-a depopulat, o fi fost albină mai bătrână și o ia mai greu de în loc. Observați că e destul la rând. Da? Nu cred că o să mai fac eu roi așa târziu. Roii făcuți în aprilie, în mai. Uite, ia uite ce poveta a băgat aici. O frumusețe. Ia uite, să vede? Ia ce am făcut eu aici, să vede bine. Ia uite, o frumusețe de poveț. Dacă aici am băgat o ramă la ouă, ia să vede, la ouă-to. Da, e ouat, dar știți cât, uite atâtică. Restul și-a băgat hrană de iarnă. Aici e larvar deja. Se vede acum? A, uite regine aici. Neagră. Ia uitați-vă la ea. Neagră, bă, tată. Doar pe negre merg. Eu zic să nu mai deschid. Că ați observat. Cuietul e compact, e treaba bună. Roii au fost făcuți doar pe rame albe, fără puiet, din cauza aia sunt slabi. Sunt făcuți tocmai iunie. Care a văzut filmulețele, știe. Bun. Ah, ce-a înțepat una. A fost în zahărul ăla acum. Uite așa, tratamentul ăsta. Deci i-am dat. I-am dat să-i moară porii de văros acolo. Acum îi dăm să moară varoa. Varosto. Ia să-ți moară varoa, nu? Ia și de. Așa. Și ia și o turtă aici. Uite așa. Mai departe. Îi arătăm pe toți. Nu știu dacă mi ajunge să filmez pe asta. Nu știu, se mai deschid, ce să fac? Am întrebat că dacă filmez și nu deschid, ce rost mai are, nu? Deci, uite, asta de exemplu, vedeți, puietul mai rar așa puțin. Ia. Acum mănânci la turta asta, pleacă de aici. Până acum n-ai avut timp să mănânci, acum mănânci, fugă. Uite, asta, uite, decât în centru, deci nu mai vrea să mai depună mai mult, uite, un petic de puie. Asta a fost ramă băgată la ouă. Ia să vedem. A venit pe ea? Eu cred că e ouată, eu nu văd acolo ea. Partea asta. Băi, e o oată, eu așa zic.
Poate vedeți voi în telefon, că eu nu văd. Se vede ceva acolo? Da, mă, e o oată. Gata, îl lăsăm aici. Uite. Pui el arvar pe aici. Ai clozat și bagă de nouă tură. Chiar și pe ultima ramă. Uite și aici. Puieți și polen. Bun. Dăm și un tratament. Mai departe. Quatro, cinco gramas. Aici a eclozat și e din nou larvar. E larvar și căpăcit. Aici pe larvar care îl căpăcește acum. Aici o ramă care i-am băgat-o la ouă. Ia să vedem. N-a vrut, bă. Parcă nu se vede aici. A, e pe partea asta ouă. Eu lăsăm așa. Aici a pus căpăcit o frumusețe, ia uite ce placă are aici. Nu mai scot pe prima că e lipit acolo. Văzurul ceilalți care i-am făcut în aprilie arată mult mai bine, au dus în 10 rame. Ăștia dacă au fost făcuți târziu nu mai au șanse ăștia să avanseze. Ia. Quatro, cinco gramas. Aici a eclozat și din nou e cu larvar în centru, care îl căpăcește acum.
ramă care am băgat-o în centru aici. Da, uite, a depus asta mai bine aici. E deja pe el arvar aici. Uite, pe partea asta deja îl căpăcește. Bă, n-am mai cântat cucuș. Nu, astea am băgat două rame, bă, în centru ea. Pe asta n-am mai depus. Nu mai depus pe asta. Totuși o las aici. A băgat polen pe ea. Și aici puiet căpăcit și polen. Pe prima nu mai scot, are puiet și pe aia. Bun. Uite cam astea sunt roii care am făcut fără puiet. Repet, pe trei rame, pe fiecare a fost pe trei rame albe. Fără hrană, fără nimic. Pe data de cât? 10-12 iunie. Mai avem unul singur și gata, restul nu-i mai filmez. La formă iar provoc probleme, discuții. Rame. Ia uite ce frumos a depus aici. Se vede? A, cam răgușit cocoșul ăla. Ia uite mă, și pe rama alba a depus aici. Se vede puietul alba? Cred că se vede. A depus și aici. Mai tare, mă, mai dă o dată. Mai cântă o dată. Rama care am băgat, uite, mă, au o și pe asta. Rama care am spart cu ibu, o ramă neagră, au luat-o. Bravo, bă. Au luat-o. Uite-mă și aici, ramă plină de puiete. Uite ce frumos. Îți place? Uite frumusețe aici. Nu mai scot, bă, și următoarea. Sau s-o scot și pe aia. Nu mai scot, că e lipită aia tare. Bun. Cântă, mă, cânt. Te aude toată țara. Așa. De ce le dau, repet, de ce le dau eu acum cu codratul? Fiindcă la vreo 2 stupi am avut probleme cu ei și de frică le dau la toți. Cum să explic? Nu mai știu ce să mai zic. Nu știu cum să zic să fie bine. Ați văzut, v-am arătat puietul, e frumos, e compact, totul e bine. Dar am ajuns să le dau de frică.
Să dau de frică. Bun, gata, mai departe nu mai filmez. Ăștia sunt roi de la Cristi. 2, 4, 6, 7. I-am filmat pe toți. Bă, tratament nu i-am pus pe ăsta. Am uitat să... Cam atât. Sper că apreciez că vă arăt ceea ce fac aici. Uite, mie îmi convine, mă, să dau bani pe asta. Ia să nu țin și autele. 4 bucăți. E vreo 45-50 de lei. Am ajuns să dau preventiv, de frică. Deci urdinișurile sunt curate, da? Deci nu avem probleme, să zicem, băi, puieți vă rost. Nu e, tata, le dau preventiv, de frică le dau. Mai clar de atât, cât să zic. Am ajuns să le dau de frică. Ca să nu se mai întâmple ce am pățit acum un an. Și cred că o să le dau și în primăvară, cu siguranță le dau. Deci în primăvară le dau la toți. Și camioni și toți. Mai au 4 cutii, dar. Și le dau la toți de frică. Asta e realitatea. Eu vă spun clar, nu le dau altceva decât de frică, ca să nu mai apară puietul văros. Foarte mulți au probleme cu puietul văros, m-au sunat, mă sună mereu și eu le zic, luați tata Codraton, ce să vă zic altceva? Dați fiecare cu ce vreți. Ăsta e făcut de institut. Asta e. Bun, cam atât. Sănătate și numai bine.